În primul rând îmi pare rău că în ziua de 27 august nu e o expresie a unei consolidări a societății. Eu cred că în această zi ar fi trebuit totuși să punem deoparte nemulțumirile, insatisfacțiile, multele din ele absolut justificate și să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat acum 27 de ani și să ne gândim că statul ăsta pare oamenii au nevoie de o speranță și tocmai în această zi, odată pe an cel puțin, mi-ar fi plăcut să nu existe baricade în Republica Moldova. Dar se știa despre aceste proteste mai înainte. Normal să fie oamenii ridicați cu forța de aici. Știți, aici poți acuza și de o parte și de altă parte. Oamenii știau că pe 27 va fi depunerea de flori. Și știau că dacă nu vor pleca de acolo, vor fi ridicați. Deci depunerea de flori este mai importantă decât voința oamenilor. Câți oameni au fost acolo? Iată toți pe care auziți aici. Păi nu, 200-300 de oameni, dar conducerea țării are datoria să depună flori sau nu. Degeaba discutăm acum cine e mai vinovat sau cine.